Bun găsit la emisiunea Știință și Cunoaștere. Suntem la episodul al treilea, dedicat miturilor și aspectelor mai importante din neurobiologie. Data trecută am povestit despre emoțiile incontrolabile, influența jocurilor video pe calculator, mitul influenței genetice exclusiv determinante și altele. Oriunde căutăm diverse răspunsuri la întrebările care ne frământă, acestea ne parvin deseori într-un amestec neomogen de mit și realitate. Tema generală a emisiunii este mituri în neurobiologie, iar pentru dezbaterea acestui subiect sensibil și delicat, o avem din nou ca invitată pe Adriana Brăescu, specialistă în neurobiologie, președintă a Asociației Redesign, căreia îi urez din nou bun regăsit la Știință și Cunoaștere. Bine v-am găsit și eu. Copiii se descurcă mai bine la școală dacă s-au născut toamna. Asta e culmea. Ce legătură ar avea data nașterii, ca să nu zic zodiacul, asupra modului în care te vei descurca la școală? Lăsați-mă să râd întâi. N-are nicio legătură, evident. Poate să aibă, eventual, doar cu vârsta la care ai dat copilul la școală. Adică, bun, e toamnă, a făcut 7 ani și a intrat în clasa întâi. Și atunci, na, din punct de vedere emoțional și intelectual, este potrivit clasei în care l-ai dat, spre deosebire de cel care s-a născut în primăvară și care are 7 ani jumate și care poate că e un pic stresat de faptul că e mai mare, sau de la care are 6 ani jumate, care la fel poate fi mai mic și încă nepregătit. Nu are legătură cu performanțele școlare anotimpul în care te-ai născut. Deci, iar aici este o altă discuție. Bun, performanțele școlare la ce se referă? La testele standard sau la felul în care ajungi să te comporți în general față de lume și viață? Știi? Adică este genul de afirmație cu erori de logică în ea. Un mit de largă circulație este influența exclusivă și unic determinantă a genelor asupra destinului nostru și faptul că odată ce ne-am născut cu aceste gene, atunci nu le putem influența, nu le putem dezactiva și prin urmare avem un destin prestabilit. Iarăși e jumate-jumate. Aș veni tot cu o poveste, dacă tot vorbim despre mituri. Există un domn care e foarte mare și bun specialist în neuroștiințe, are chiar niște prelegeri pe TED și el povestește următorul lucru. Făcea o cercetare pe deținuții care fuseseră închiși și din cauza că erau criminali. Și ea a scanat pe câți au fost de acord, în așa fel încât să-și dea seama ce anume în creierul acestor oameni este altfel configurat, comparativ cu oamenii care nu sunt în stare să omoare. Și povestea el cum răspoia scanările lor și a atras atenția o anumită poză. Nu avea numele fiecăruia pe scanarea respectivă, era un cod și s-a dus să caute codul, ca să constate că acel cod era asociat numelui lui. El se scanase împreună cu ceilalți ca să aibă un soi de raportare, el considerându-se normal. Și a rămas uluit de descoperire. Ceva din structurile lui cerebrale era configurat alminte. S-a dus acasă și i-a întrebat și pe cei din familie și pe prieteni, bă, da, eu am o problemă, adică sunt psihopat, și i-au spus, da, te comporți ca un psihopat, dar ești al nostru, te iubim, știm că ești așa. Deci pentru el a fost practic o a doua naștere, acea descoperire. El are configurație de criminal. Poate că o să povestim la un moment dat ce înseamnă configurația asta.
Și ce vreau să spun este următorul lucru, că chiar dacă structura lui, genetic vorbind, fiziologic, ia-o cum vrei, este predispusă către criminalitate, el totuși nu este criminal, ci este un cercetător de succes. Revenim la același subiect pe care îl tot discutăm, și anume conștientizarea. Dacă ai ajuns la acel nivel de conștientizare în care te cunoști atât de bine încât să poți să pui frâu unor porniri, unor impulsuri, da? Impulsul tău natural și normal e să iei gâtul cuiva, dar ai capacitatea să-ți reglezi acel impuls. Genetic vorbind, ești predispus către așa ceva, dar nu o faci. Deci destinul este ceva discutabil, nu este implacabil. Singurul lucru pe care l-aș denumi destin este parcursul nostru ca niște conglomerate de atomi care se configurează, dispar, se reconfigurează. Asta este, din punctul meu de vedere, destinul. Aș dori să luăm și un caz, de exemplu, cineva care se naște cu o boală foarte gravă, scleroza multiplă sau distrofie musculară, care de la 4, 5, 9 ani manifestă boala. Aici ce mai putem face din punct de vedere al influenței genetice? Există în zilele noastre niște cercetări, niște descoperiri. Adică, sigur că dacă noi nu am căuta cauza bolilor, am fi la mâna destinului, dar cât de curând se va descoperi remediu. Deja se face terapie genetică, adică se intervine de la bun început în celulele embrionare și se secționează sau se înlocuiește gena care predispune la așa ceva. Deci nu putem să vorbim de neapărat de un destin, decât în situația în care chiar nu facem nimic pentru asta. Dar dacă, de exemplu, a ajuns la vârsta maturității și a trăit cu scleroza multiplă timp de 30 de ani la rând, se mai poate schimba ceva? În momentul ăsta nu, dar poate peste 5 ani, da. Nu știm încă. Omenirea lucrează, cercetătorii lucrează pentru a ameliora acest tip de boală. Să facem acum o convergență între influența genetică reală, clară și cea epigenetică, la fel de reală și clară, dar care ne oferă tuturor o șansă de schimbare în bine. Și aici nu pot să nu-l numesc și pe Bruce Lipton, care s-a ocupat de epigenetică. Da, epigenetica este un domeniu relativ nou și așa, ca să zic în două vorbe despre ce e vorba, despre ce anume înseamnă epigenetică, este știința acelei zone din cromozom care permite expunerea segmentului de ADN în așa fel încât el să se exprime. Adică eu pot să am o genă, să zicem, dau un exemplu absolut absurd, să zicem că am genă de matematician, dar dacă proteinele care îmi țin firul de ADN strâns împachetat nu expun acea gen, atunci eu nu sunt matematician. Evident că lucrurile sunt mult mai complicate și la acest moment ceea ce știm este că pentru expunerea și traducerea segmentelor de ADN care formează genele este nevoie de anumiți stimuli, îndeopște intracelulari. Fiecare celulă conține același set de gene, același pentru toate celulele, dar în funcție de ceea ce face celula respectivă se exprimă doar unele. La nivel cerebral, la nivel neuronal, sunt active anumite gene și chiar se pare că fiecare neuron este diferit de celălalt, adică nu au același set de gene funcționale toți neuronii, ci fiecare are anumite seturi pentru a asigura funcționarea neuronului respectiv pe sarcina pe care o are de îndeplinit. Deci dacă acea genă nu este expusă, deci nu este scoasă în afară, nu e prezentată, despachetată pentru ca să poată fi exprimată, caracterul respectiv nu se exprimă.
Și ideea este că încă nu cunoaștem cum anume tipurile de semnal ajung să influențeze această despachetare. Pentru că poate fi vorba, în general, despre semnale electromagnetice. Majoritatea informației la care avem noi acces și care alcătuiește stimulii pe care noi îi simțim, este de natură electromagnetică. Cum anume interacționează aceste semnale cu învelișul de proteină, de histone, este încă nedezlegat complet, se lucrează la povestea asta. Ideea este că în momentul în care tu, ca ființă umană, alegi cunoașterea și încerci să-ți controlezi stresul sau să identifici sursele de stres, atunci selectezi într-un fel și calitatea informației care ajunge la acest înveliș și permiți expunerea acelor segmente de ADN care ca să mă exprim poetic, să-ți ridice calitatea vieții. Dacă tu permiți intrări informaționale de orice tip, atunci ești la bunul plac al semnalelor din natură. Tu poți să introduci un filtru în calea acestor semnale. Tu poți să-ți dai seama ce este bine pentru tine, ce îți asigură o viață echilibrată, o viață plăcută. Nu ne mai terorizează în momentul ăsta războaiele sau dictaturile, mă rog. Dar suntem în acel punct al evoluției omenirii în care putem fi conștienți de ceea ce se întâmplă în interiorul nostru și putem regla și intensitatea semnalelor și putem și selecta semnalele care permit reglajul acesta al despachetării firului de ADN pentru expresia anumitor gene. Dar ce părere ai despre semnalele care se transmit fără interacțiunea de la un om la altul, ci de semnale electromagnetice reale, de la aparate, cum ar fi acele mult discutate rețele G5, G6 și câte ori mai fi? Acum ce facem cu ele? Există aici o plajă extrem de mare de discuții. Pentru mine expunerea cea mai simplă este cea din fizică. Semnalele din categoria 2, 3, 4, 5G nu sunt dintre semnalele care fac rău celulei umane, mai ales că noi suntem un conglomerat, suntem o galaxie de celule și ne mai protejează și pielea, adică sunt o grămadă de argumente care pot să susțină faptul că aceste semnale nu sunt nocive. Nu se poate nega însă existența unor situații în care unele persoane, nu știu să spun din ce motive, sunt sensibile la anumite tipuri de unde electromagnetice. Da, există și oameni cu o hipersensibilitate la câmpuri electromagnetice și am cunoscut o asemenea persoană care avea această problemă, așa cum sunt cei meteosensibili, dar e o categorie totuși foarte rară. Se poate specula în toate felurile, pentru că eu fiind, de exemplu, absolut captivată de partea asta de electromagnetică, sigur că pot să găsesc o explicație, dar nu-mi place să fac speculații. Însă faptul că există niște cazuri nu înseamnă că ar trebui să extrapolăm la toată omenirea. Până la urmă, uite, la Cernobâl, deci la nivelul ăla de radiație absolut incredibil, cresc tot felul de organisme. Adică dacă ar fi să ne uităm la teorie, acolo n-ar trebui să crească nimic.
pentru că radiațiile alea desfințează ADN-ul. Da, dar plantele și animalele se adaptează, însă omului îi pot crește tumori dacă intensitatea e prea mare. Nu neapărat. Deci de 6.000 de ani, dacă faci analiză genetică, ai să constați că există evoluție în direct. Deci ni s-a modificat, e adevărat, foarte puțin codul genetic, dar s-a modificat și noi ne adaptăm la fel ca animalele, pentru că suntem alcătuiți din celule vii care au ca principal scop supraviețuirea. Adică, iarăși trebuie să privim lucrurile din punctul de vedere al unui sistem complex. Noi nu suntem statici, da? Adică sunt oameni care toată viața au o dietă extraordinară, corectă, se mișcă și totuși fac cancer sau invers. Da? Deci depinde de capacitatea celulelor tale din toate zonele de a face față unei situații și de a se adapta prezentului. Și până la urmă nu ești tu neapărat de vină dacă te adaptezi sau nu. Adică trebuie să ai și capacitatea organică să te adaptezi. Da? Deci există persoane care suferă de, în prezența aparatelor de Wi-Fi, dar majoritatea nu. Acum trebuie să vedem cum anume se pot proteja persoanele respective. Eu, de exemplu, nu sufăr fumul de țigară sau nu-mi place zgomotul sau și găsesc un alt loc în care să mă pot simți bine. Bănuiesc că și persoanele respective pot să facă același lucru. Sau există iarăși cu cercetare clară cei care locuiesc în zone cu stâlpi de înaltă tensiune sunt influențați și influențați negativ, adică sănătatea lor suferă și atunci de aia nu se fac locuințe în zonele respective. Deci este clar că există o influență de la o anumită frecvență în corp. Și intensitate atunci când puterea e foarte mare. Da, exact, da. Asemănător cu mitul influenței exclusive a genelor, avem mitul capacității mentale considerat a fi ereditară și nu poate fi schimbată în funcție de mediu sau experiență. Adică, cu alte cuvinte, dacă te-ai născut prost, înseamnă că vei fi prost toată viața. Dar asta este absurd. Cred că trebuie să definim noțiunea de capacitate mentală, pentru că vreau să reamintim faptul că vorbeam de inteligența aceea. Da. Ca să nu fie confuzie între acestea două. Da. Adică tu poți să... Chestia cu prostia, ce se întâmplă? Prost poți să spui unui om care nu poate înțelege și nici nu vrea să înțeleagă acel context de factori care ar trebui să-l ajute pe el să înțeleagă că lucrurile nu stau așa cum a crezut el. Sigur că există oameni extrem de inteligenți și asta o dovedesc prin cărțile scrise, prin discursul pe care îl au și care nu pot să înțeleagă niște lucruri care nu aparțin coordonatelor lumilor. Deci există o categorie de prostie a oamenilor extrem de inteligenți. Sau oameni extrem de proști în sensul că ei nu înțeleg ce-i cu lumea asta, nici nu interesează, ei mănâncă și se culcă. Și totuși sunt capabili să găsească o soluție la o problemă, absolut remarcabilă soluția pentru contribuția lor de până atunci. Deci e foarte greu de vorbit despre prostie, inteligență. Capacitatea mentală este, dacă vrei, suma experiențelor pe care le-ai acumulat în familie și în societate. Dacă ai avut, știu eu, niște părinți de bun simț care ți-au sprijinit evoluția în viață, dacă societatea nu te-a nenorocit încercând să te înghesuie într-o casetuță, ai putut să te dezvolți, având în general bagajul genetic de la părinți. Unii zic că inteligența se moștenește de la mamă, eu cred că e alt mit și ăsta. Dar felul în care evoluezi tu până la urmă este parțial alegerea ta. Dacă tu vrei să aparții unei părți a societății
care este, să zicem, conservatoare și ține la niște valori și își duce existența doar în anumite coordonate, asta nu înseamnă că ești prost sau deștept, ci că ți-ai ales acea conjunctură pentru că tu te simți bine acolo și invers. Deci capacitatea ta mentală este elastică, tu dispui de ea cât timp te ține și corpul și organismul și dacă ai resursele necesare pentru neuroplasticitate, pentru neurogeneză, pentru adaptabilitate. Deci, iarăși, este un dans al factorilor interni și externi. Deci, ca să fac o mică comparație despre ceea ce spuneai legat de inteligența cu care ne naștem toți, deci fiecare o avem, respectiv capacitatea mentală. Înseamnă că, de fapt, diferența nu e la nivelul acelei inteligențe privită ca potențial, ci la nivelul capacității mentale de a lucra cu acea inteligență sau de a nu lucra. Exact. Capacitatea mentală, în termenii ăștia, asta este. Maniera în care îți folosești inteligența nativă. Pentru că atunci poți să ai nativ toate dotările necesare, dar dacă nu le folosești, atunci chiar se atrofiază. Da, orice lucru nefolosit se atrofiază. Mai era și povestea aceea că orice lucru bun în viața omului este imoral, ilegal sau grașă. Sau îi crește PSA-ul. Da, acum mă amuză și pe mine, dar acela era unul din lucrurile bune din viață. Dar dacă a crescut PSA-ul, a trebuit să renunț la el. Da. Nu puțin la număr sunt cei cu profunde înclinații ezoterice care cred în așa numitele chakre energetice. Ei afirmă existența unor senzații clare, le pot descrie, le pot urmări pe corp, dar ce anume a aflat neurologia și cum se comportă anumiți nervi din corpul nostru, astfel încât unii dintre noi simțim aceste senzații și cum se numesc acei nervi? Ca să avem o înțelegere mai clară, deoarece s-ar putea să nu fie vorba de chakre, ci de altceva. Este o descriere poetică a proiecțiilor nervilor din sistemul nervos vegetativ. Senzațiile pe care le descriu persoanele spirituale pot fi cât se poate de reale. Adică, sigur că unii pot să bată câmpii, dar unii chiar descriu lucruri reale. Ideea este că de la nivelul trunchiului cerebral, de aici din spate, de sub ceafă, da? De la ceafă, pornesc niște nervi numiți cranieni. Sunt 12 perechi. Nervii ăștia cranieni, după cum le zice numele, inervează zona capului, da? În zona craniană. Și se ocupă ramurile vegetative care predomină de reflexele declanșate în cadrul sistemului nervos simpatic sau al celui parasimpatic, da? Ca paranteză pătrată, așa, ca la matematică, sistemul nervos vegetativ controlează funcțiile organelor interne. O parte a sistemului nervos vegetativ, cea simpatică, este denumită cea pentru fugă sau luptă, fight or flight, iar partea parasimpatică e mai statică, așa, e cum e ăla fight and flight, ăsta este relaxează-te și digeră. Adică în momentul în care tu intri într-o stare de alertă, începe să-ți bată inima, începe să sufli greu, ți se dilată pupilele, te înroșești, crește presiunea sangvină, deci organismul se mobilizează pentru ca tu să faci față unei situații. Sau invers. Deci că este și varianta de freeze, adică pur și simplu încremenești, ca animalele alea care când sunt atacate fac pomoartele. Nu numai că fac, ele în secunda aia sunt aproape moarte, pentru că toate funcțiile organelor sunt la minim. Ei, revenind la acești nervi cranieni, care au zonă simpatică și zonă parasimpatică. Ei, dintre ei, nervul 10, zis nervul vag, se plimbă prin tot corpul. Că de aici vine și numele lui, din latinescul vagus, care înseamnă că se plimbă. Și ajunge la toate organele,
Și, evident, la suprafața corpului pot fi localizate plexurile pe care le formează, adică rețelele pe care le formează în jurul organelor. Și avem plexuri aici, în zona tiroidei, avem plexuri în zona inimii, plexuri în zona stomacului, în zona organelor sexuale, deci toată zona organelor interne, toate organele interne au în jur plexuri care se proiectează către suprafață. Și atunci, în funcție de starea pe care o am, aceste proiecții pe care indienii, chinezii le-au reprezentat frumos și le-au numit chakre, da? Roți, și le-au văzut rotindu-se și ba pe stânga, ba pe dreapta. Și ce se întâmplă? Vizualizarea lor permite omului să-și conștientizeze acest sistem nervos vegetativ, pentru că pe vremea aceea nu se știa de existența acestui tip de sistem nervos. Dar el fiind vizualizat în felul ăsta, tu reușești să-ți controlezi oarecum stările. Adică, bun, ai înghețat, ai nebunit, ți-a sărit inima din piept și în același timp, vizualizându-ți acea chakră roată din zona inimii, tu poți să îți aduci inima la parametrii normali. Ar putea să fie o tehnică de imaginație care să influențeze organul din centrul pe care ei îl numesc. Exact, exact. Chakra, da. Este o metodă de reglare a activității organelor interne. Mergem mai departe spre zona evoluționismului și aici ne întâlnim cu mitul superiorității evolutive a omului. De ce acesta este un mit? De unde a apărut și mai ales când anume a apărut și ce răspuns ne oferă știința modernă? Omul este o ființă foarte concentrată pe sine și la un moment dat, odată cu crearea mitului de ființă divină care conduce tot, au apărut și așa numitele ierarhii. Adică dacă ne uităm în istorie, grecii antici sau perșii sau alte popoare antice aveau mai multe zeități și nu știu dacă se considerau, știu, finalitatea evoluției, pentru că nu exista termenul de evoluție pe vremea respectivă, dar odată cu apariția creștinismului, care prin intervenția politicului până la urmă a transformat omul în acea ființă făcută după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, au apărut și derapajele. Adică, sigur că nu știu dacă e o observație pe care aș putea să o emit acum, dar o să risc și o să spun. Mare parte dintre cei care au condus și conduc omenirea au un anumit grad de psihopatie. Și în această psihopatie există și impresia asta de Dumnezeu. Dom'le, eu sunt Dumnezeu acestui popor sau acestui continent. Povestea asta se ia, adică e virală. E ori din cauza dezvoltării excesive a emisferilor cerebrale, mai ales către zona frontală, unde fabricăm tot felul de povești, am ajuns la concluzia că noi suntem perla coroanei în lumea de pe Terra. Evident că nu e așa, pentru că dacă e să ne comparăm capacitățile cu organisme mult inferioare, hai să ne comparăm cu o bacterie, de exemplu, sau cu capacitatea de supraviețuire a unor ciuperci microscopice. Deci cel mai mare organism de pe Terra este un miceliu de pe undeva din Canada, care se întinde pe câteva zeci de kilometri, care o duce bine mersi, rezistă la absolut orice. În ce ne comparăm? În ce anume ne considerăm superiori? Pentru că stăm în două picioare și pentru că avem organele interne expuse și pentru că avem un creier
despre care ne imaginăm noi că a înțeles lumea. Deci totul este în imaginația noastră. Felul în care vedem lumea poate să nu aibă nicio legătură cu realitatea. Felul în care o vedem este de fapt interpretarea creierului nostru a semnalelor pe care le primim permanent, în așa fel încât noi să supraviețuim și să ne menținem sănătoși. Atât. Da. În ce constă superioritatea mea că fac acest lucru? Nu știu. Așadar, dacă acesta e un mit deja demonstrat, înseamnă că următorul care derivă din el este mitul conceptului de civilizație, pentru că atunci nu mai putem spune că aceasta este o civilizație. Civilizație este un concept atât de greu de definit. Pentru că momentul în care Alexandru Macedon sau Machedon sau fiecare îi spune cum vrea, s-a dus peste perși ca să-i civilizeze, el de fapt a distrus o civilizație. Ce înseamnă, din punctul meu de vedere, civilizație? Este acel mediu, acel cadru în care tu găsești răspuns la întrebările fundamentale. Ai cu cine să discuți, te poți spăla, ai surse de hrană, nu suferi nici de singurătate, nici de frig, nici de foame. Cel de lângă tine te înțelege. Există o rețea aproape la fel ca cea neuronală. Deci, din punctul meu de vedere, asta ar fi civilizația. Însă, în acest moment, civilizațiile așa numite actuale au ajuns la un anumit grad de dezvoltare, sacrificând exact pământul pe care locuim. Și atunci și conceptul de civilizație va trebui regândit. Adică dacă tu în casa ta ajungi să dărâmi pereții și să distrugi tot pentru că asta te face să te simți bine, înseamnă că asta nu e civilizație. Nu mă gândesc doar la biblioteci, nu mă gândesc doar la cultură. Da? Cultura face parte din civilizație. Este utilă, necesară, ne ajută să funcționăm ca un creier imens pe toată Terra, dar mai avem de lucru la conceptul de civilizație în acest sens. Profesorul Michael Fossel de la Universitatea Stanford spunea că noi încă nu am ajuns la gradul de civilizație. Da, îi dau dreptate. Asta nu, adică probabil că sunt niște pași către civilizație, dar nu... Aș dori acum să vorbim despre folosirea abuzivă a termenului de cuantic. Astăzi, dacă vrei să atragi fraier la conferințe așa zis spirituale, e suficient să incluzi termenul cuantic ca să încurci pe toți și să-i faci să creadă că deja cuantica face parte din aproape toate aspectele vieții noastre. Avem până și ortodoxie cuantică. Da, suntem foarte, foarte cuantici, da. La un moment dat am organizat în anul trecut acel Brain Awareness Week, o săptămână în care să vorbim despre creier, săptămâna conștientizării creierului. Și am invitat un specialist din România în cuantică și am explicat exact problemele pe care le-ai povestit. Eu am făcut la un moment dat o prezentare apropo de biologia cuantică și există situații în care fenomenele care se întâmplă la un anumit nivel, cum este, de exemplu, fotosinteza. Da? Fotosinteza are niște urme de cuantică prin ea. La fel și ceva din procesul vederii, e vorba de niște proteine care oscilează într-un anume fel. Însă, mare atenție, deci cuantica a apărut inițial ca teorie matematică. Faptul că anumite lucruri se confirmă nu înseamnă că trebuie acum să o extrapolăm la orice, adică o trecem, gata, psihologia e cuantică.
de ce trebuie să fie psihologia cuantică? Hai să redenumim conceptul. Psihologia este cunoașterea psiheului. Psihe nu există, punct. Și atunci, adăugând cuvântul cuantic la orice, adică putem să facem și bucătărie cuantică, nu ne oprește nimeni, da? Pe principiu că, na, când emitem un fascicul de electroni, în partea elaltă se face și trec electronii prin două fante, în partea elaltă obținem un model de interferență. Putem bucătări în felul ăsta. Și atunci e o nevoie a omului de spectaculos, de senzațional, totul e cuantic. Vindecare cuantică, terapie cuantică. Fenomenele cuantice la nivelul mediilor corporale, pentru că este și domnul Penrose, care este un matematician absolut genial, este de proporțiile lui Einstein. Și totuși, împreună cu, mai știu, eu am o problemă, nu rețin numele, a elaborat teoria conform căreia conștiința e la nivelul microtuburilor din neuroni și că conștiința este un fenomen cuantic. Deci, oameni extrem de inteligenți care uită niște aspecte fundamentale, și anume că fenomenele cuantice nu pot avea loc în medii atât de umede și calde cum sunt cele din corpul uman sau din alt corp. E frumos că ne gândim la lucrurile astea, este minunat. În felul acesta putem înțelege niște procese. Problema este că aceste procese, în loc să fie înțelese corect, prin extrapolare eronată, ajung să genereze niște struțocămile și ne îndepărtăm foarte tare de subiectul cuanticii. Și acest profesor de fizică și fizician, specialist în cuantică, pe care l-am invitat la Brain Awareness Week, ne-a explicat fenomenele cuantice, dar nu la nivel de celulă sau de moleculă, sau, ci pur și simplu matematic. Și mi-a și explicat, este atât de greu tot ceea ce facem, încât eu nu mă pot ocupa de extrapolarea acestor ecuații în mediul biologic, în mediul umed sau cald, sau ziceți-i cum vreți. A pune cuantic lângă ortodoxie sau lângă orice alt cuvânt este doar o speculație frumoasă care invită la filozofie. Așa putem să observăm modelul de interferență din cuantică, inclusiv la nivel social. Deci nu vom întâlni interferența atunci când analizăm rețelele umane și modul în care interacționează ele și generează cum se cheamă, efecte. Da? În cadrul unei adunări, de exemplu, unde oamenii comunică mai ușor, pentru că știm că atunci când oamenii se adună în turmă, anumite lucruri se întâmplă puțin altfel. Da? Putem găsi modelul de interferență într-o astfel de ocazie, dar asta nu înseamnă că este cuantică povestea respectivă. Un alt mit de ordin general, revenind din nou la inteligență, este acela că cantitatea de inteligență este fixă în timp ce populația Terei este în creștere. Asta ar însemna că tot mai mulți oameni ar trebui să devină tot mai proști cu trecerea timpului. Este o ipoteză. Deocamdată cei care au făcut un studiu, există un studiu care arată că la nivel planetar IQ-ul a scăzut. Eu am o mică problemă cu acest studiu, și anume că, bun, noi am ajuns să fim 8 miliarde sau nu știu, 7, ceva de genul. Da. Da. 7, ideea este că dacă noi folosim aceleași teste standard, Raven-ul și Wechsler-ul, care teste există de acum 80-100 de ani, pe o populație care gândește cu totul altfel, evident că indicii pe care îi găsești sunt altfel și sau mai mici. Da? Inteligența populației nu a crescut în domeniile testate de acele standarde, ci inteligența se adaptează în așa fel încât populația respectivă să poată supraviețui. Faptul că ne purtăm ca niște idioți nu are legătură cu inteligența. Adică faptul că noi consumăm
la greu, că producem gunoaie pe care nu știm unde să le expediem, nu ține de inteligența noastră, ci de faptul că nu reușim să conștientizăm și să înțelegem totul ca fiind un întreg. Deci e discutabilă ideea că devenim mai proști. Eu cred că devenim mai deștepți cu timpul. Da, dar ce părere ai despre noile teste care se pretind acum celor care dau concurs pentru angajarea pe un post? Cum ar fi, de exemplu, se dă următoarea ecuație. Un triunghi plus un cerc plus un pătrat egal și ți arată o altă figură. După care îți dă ecuația a doua. Două triunghiuri plus două cercuri plus un pătrat egal și te lasă pe tine să completezi. Astea ce fel de teste sunt? Astea sunt niște jocuri, pur și simplu, nu au legătură neapărat cu inteligența, pentru că... Da, dar se dau la firmele care angajează. Nu te angajează dacă nu treci testul. Firmele mari și care sunt interesate de ceea ce faci tu, nu îți dau un astfel de test. Adică există oameni care te pun să faci o anumită sarcină și o faci pentru că ține de... cum se cheamă, specific cu firme respective. Astea sunt frecții la picior de lemn, adică departamentul de selecție a mai găsit o cireașă pe care să o expună. N-au nicio legătură cu inteligența. Alea sunt niște jocuri, pur și simplu. Și la fel ca și testele psihologice, au un grad de subiectivitate imens, pentru că într-un test psihologic, de cele mai multe ori, ți se pune o întrebare și ți se dau niște variante, da? Și tu trebuie să alegi varianta cea mai apropiată de ceea ce consideri tu că e real și se referă la tine. Dar tu ești extrem de subiectiv în momentul în care răspunzi așa. Și de multe ori tu răspunzi ceea ce ai vrea să faci sau ceea ce ai vrea să fii. Dar în realitatea imediată tu nu te comporți conform răspunsului tău. La fel și cu testele astea. Adică... E o joacă din care cineva probabil că își face, nu știu, numărul. Următorul mit se referă la următoarea idee. Viitorul educației este stimularea creierului. L-am găsit încadrat tot la categoria de mituri, dar de ce acesta ar fi un mit? Tu când înveți, îți stimulezi creierul, adică orice activitate pe care o faci și din care înveți ceva, înseamnă că tu îți stimulezi creierul. De-aia bănuiesc că ei s-au referit la... Atunci acesta nu e un mit. Asta nu e un mit, da. Să trecem acum la următorul mit, mitul celor patru temperamente, aceleași de pe vremea Greciei antice. Da. La ce se referă astea? Păi, la... Povestea cu colericii, sangvinii, melancolicii, nu? Erau patru temperamente, flegmatici, așa, coleric, sangvin, flegmatic și melancolic. Iar aceste temperamente au fost și cred că încă sunt descrise în psihologie și, mă rog, tu citești caracteristicile fiecăruia ca la zodii. Și spui, eu sunt coleric, nu mă pot abține să fac nu știu ce. Sau sunt flegmatic și... Na, deci este nevoia omului de a găsi scuze pentru tot felul de comportamente care la un moment dat sunt neadecvate și atunci omul dă vina pe structura lui sau pe temperament sau pe... Însă aceea este o poveste de acum 2500 de ani care s-a păstrat aproape intactă până târziu și o regăsim în manualele de psihologie. Acum, temperamentele respective nu au legătură cu ce povesteau anticii, cu bila și cu flegma și cu... Na, pentru ei, pe vremea aceea, existau patru elemente, apa, aerul, focul și... Oarecum se corelau, adică găsiseră un model prin care corelau proporția de din fiecare element în fiecare caracter și în felul ăsta omul avea oarecum o descriere a lui însuși și o motivație a acțiunilor lui. Mai avem un mit și anume separarea corp, suflet, spirit. Ce este această separare?
În momentul în care am început eu să folosesc cuvântul holist, am avut discuții cu persoane care credeau că eu vorbesc despre acel trio body, mind and spirit, corp, minte și spirit. Noi avem inclusiv în religia creștină acest trio și tratăm diferit trupul de suflet și de spirit și de fapt sufletul este o noțiune tot din poveștile grecilor antici sau anima. Și culmea este că Aristotel a vorbit despre suflet, dar nu denumindu-l suflet, ci dacă ar fi să îl citești cu foarte mare atenție, el se referă la ceea ce insuflă, adică la viață. Și spiritul ar fi sufletul destrupat sau ceva de genul. Iarăși, face parte din poveștile frumoase care te ajută să înțelegi în niște termeni și niște coordonate pe care le ai complexitatea ființei umane. Gândește-te că practic creierul ca organ care procesează și reglează comportamentul și extern și intern a fost descoperit foarte târziu, adică spre sfârșitul anilor 1800. Până atunci mai nimeni nu știa ce rol are, adică existau speculații. Descartes povestea despre glanda pineală, că de la el vine și povestea aceea cu al treilea ochi, care e o altă poveste, ca să nu-i zic altfel. Și atunci există acest obicei de a separa lucrurile, dar corpul nostru nu are neapărat un suflet, nu este locuit de un suflet. Corpul nostru este o galaxie de celule cu diverse funcții. În interiorul corpului nostru se află alte miliarde de ființe foarte mici, celulele noastre, care fiecare are câte o treabă. În intestinele noastre sunt miliarde de bacterii, pe noi sunt miliarde de bacterii, deci suntem niște lumi imense, nu avem unde să fim populați de un suflet, nu e în inimă, adică senzația aceea de căldură sau de iubire. Da, exact, mitul inimii ca sediu al emoției, emoția e în inimă, rațiunea e în creier. Senzațiile pe care le avem la nivelul organelor sunt din cauza nervului vag despre care vă povesteam și a zonelor cerebrale care se ocupă cu fabricarea emoțiilor. Bun, dar atunci ce facem cu mitul sufletului pereche, tot de pe vremea lui Platon? Da, da. Povestea, hai să o spunem pentru cine nu știe. Platon a făcut o poveste foarte frumoasă și povestea era așa, că pe vremuri de mult, de mult, oamenii nu erau așa cum sunt acum, ci erau uniți față în față și aveau patru picioare și patru mâini și două capete și erau foarte fericiți. Și Zeus, foarte supărat pe fericirea oamenilor, i-a tăiat în două. Și de atunci oamenii jumătățile aleargă prin lume, năuce, să se găsească. Iarăși, o explicație foarte frumoasă de poveste a faptului că noi încercăm să găsim pe cineva care să ne completeze, uitând că noi ne-am născut compleți. Adică, iarăși, dacă am reușit să ne sustragem acestui mit și să ne înțelegem pe noi, să ne conștientizăm ca structuri întregi, care pot supraviețui foarte bine în coconul lor și în cadrul societății, și dacă am fi conștienți de dependențele pe care le dezvoltăm față de alte persoane. Sunt dependențe normale, pentru că noi am crescut practic cu mama și cu tata. Următoarea persoană pe care o alegem să ne însoțească în viață va fi un model sau un contramodel al mamei sau al tatălui. Dar conștientizând aceste lucruri, îți dai ție șansa să
te dezvolți, ești conștient tu de tine și persoana de lângă tine poate fi cineva care să-ți împărtășească idealurile, dar nu neapărat sufletul pereche, adică nu ajungi să reconstitui ființa aceea pe care a inventat-o Platon și nici nu-i nevoie. O ultimă chestiune pe care o propun în minutele rămase este despre confuzia dintre conștiință și conștiență. Multă lume folosește cuvântul conștiință când de fapt subiectul este conștiența. Da? Conștiența este capacitatea de a procesa senzațiile de la toți receptorii din corp, din interior, de pe suprafață. Ești conștient de ceea ce se întâmplă în afara ta și înăuntru tău. Conștiința este sinonimul valorilor morale. Poți să fii conștient fără să ai conștiință, adică invers însă e mai greu. Doamna Adriana Brescu, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune și ne revedem cu alte ocazii și pentru emisiuni specializate pe neurobiologie. Mulțumesc și eu! Fiți alături de noi data viitoare la o nouă întâlnire cu emisiunea dumneavoastră preferată Știință și Cunoaștere!